Doamna Vera, mulțumim că sunteți alături de noi, deși departe am reușit totuși să luăm legătura unii cu alții. Cei care ne urmăresc acum sunt oameni cu o inimă mare, cu un suflet mare și sunt convins că nu vor rămâne indiferenți. Însă aș vrea să le povestim pe scurt, dacă se poate, situația dumneavoastră și prin ceea ce treceți în aceste momente. Așa că o să am câteva întrebări pentru dumneavoastră și cum puteți mai bine să ne dați câteva răspunsuri ca să știm cum le spunem, cum le aranjăm și ca să știe cei care ne urmăresc prin ce treceți cu adevărat în aceste momente și să vedem ce se poate face mai bine pentru situația aceasta. Așa că o să încep cu o primă întrebare. De unde a început totul? Cu ce a început, de fapt, situația dramatică prin care dumneavoastră treceți acum? Da, eu în primul rând zic că bună ziua la toți. Totul a început în 2020, pe data de 10 februarie, la piept. Am avut un ganglion inflat, limfatic, într-o care m-am adresat imediat la medic. Medicul, am fost la mamolog. Mamologul ne-a depistat această boală. Cancer. Am fost operată, am primit 3 chimii, după care iarăși am fost operată, iarăși 3 chimii, dar foarte tare spatele mă dureau pe mine. Și întotdeauna cerem un sfat de la medic să-mi dea strec pentru oasă. Am puțin emoții. E în regulă, e de înțeles. Important e să spuneți exact ceea ce simțiți, pentru că nu e o situație ușoară. E o situație dureroasă, dramatică. Deci și am ales să plec peste hotar la un spital din Turcia, pentru care acolo mi-a dat alt diagnostic, am cancer de metastaze la oasă. Acolo a început durerea mine. Mi-era frică că n-a să pot să mă descurc, să stau lângă copilașii mei. Dar încet, încet lupt. Merg pentru asta. Am făcut radioterapie, am făcut chimioterapie 3, dar nu m-a ajutat. Mi-au schimbat tratamentul acum. Merg și încet, încet, prima lună, la sfârșit de lună, mi-au dat rezultate că durerile de spate au dispărut. Tot sunt, dar cum erau, că nu mă putem întoarce, nu mă putem merge. Acum, slav Domnului, mergem înspre bine. E bine, e încurajator lucrul acesta. Sunteți o femeie și o mamă puternică. Și ne bucurăm că nu renunțați la luptă, deși, da, lacrimile dincolo de toate spun puterea pe care o mai aveți în suflet în momentul acesta și încrederea că lucrurile pot să fie bine în momentele acestea. Da, eu cred în tot sufletul, sper să fie bine. Suntem convinși că o să fie bine, suntem convinși pentru că credem că sunt oameni acolo care, dincolo de orice, dacă ar fi fost în locul dumneavoastră, le-ar fi plăcut ca ceilalți să nu rămână indiferenți. Și credem că cei care ne urmăresc acum și în momentele acestea vor alege să ajute, să întindă o mână așa cum pot ei mai bine în situația de față. Dacă ar fi să ne uităm la cea mai mare provocare, la cea mai mare greutate prin care treceți acum, care ar fi aceasta? Întreb până la sfârșit de an să am 27.000 pentru tratamentul. Am înțeles. Da, și pentru mine e imposibil să strâng această sumă. Dacă ar fi să spuneți un gând pentru cei care ne urmăresc în momentele acestea, ce le-ați spune? Eu le-aș spune, în primul rând, mulțumesc și de unde le scade Domnul să le ghid și multă sănătate la toate familiile care mă susțin. Dragi prieteni ai Librăriei Creștine Maranata, după cum ați observat mai devreme, situația nu este deloc ușoară.
și deloc simplă. Însă venim înaintea dumneavoastră cu cazul doamnei Vera și vă rugăm să nu rămâneți indiferenți, ci să contribuiți fiecare cum puteți mai bine. Puteți intra pe www.libreriamaranata.ro, iar acolo veți putea găsi o carte, o Biblie sau orice alt cadou pe care îl puteți comanda. Toate aceste comenzi ne pot ajuta să ajutăm cazul acesta și să poată progresa în bine lucrurile pe mai departe. Dacă nu puteți comanda, aveți ocazia, sau dacă nu doriți să comandați, puteți să donați pentru cazul doamnei Vera. Puteți intra pe librăria Maranata la secțiunea cazuri și acolo veți avea posibilitatea să faceți o donație pentru dumneavoastră. Dacă nu puteți nici comanda, nici dona, puteți să dați un share acestui clip ca cât mai mulți oameni să afle despre el și poate în felul acesta reușim să strângem fondurile necesare. Noi vă mulțumim pentru timpul dumneavoastră și vă dorim tuturor multă sănătate. Pe curând!